Astăzi, președintele Pro-România, Victor Ponta, a fost prezent la Giurgiu pentru a susține candidații partidului pe care îl conduce la depunerea dosarelor de la Biroul Electoral Municipal și la Biroul Electoral Județean. Victor Ponta a fost primit de primarul Nicolae Barbu, iar cei doi au avut o discuție privată de circa 30 de minute. După depunerea dosarelor candidaților la cele două birouri electorale, Victor Ponta, Nicolae Barbu și Noru Stănișteanu au susținut o conferință de presă în aer liber la intrarea în sediul prefecturii Giurgiu. După ce i-a mulțumit pentru prezență și susținere lui Victor Ponta, primarul Nicolae Barbu a făcut o promisiune, aceea că va face din Giurgiu un oraș atractiv din toate punctele de vedere. Vin într-un partid nou cu altă gândire și cu altă dorință de îmbunătățire a programului și proiectelor pe care le-am avut. O să vedeți că vom fi în ton cu tot ceea ce ține de legislația europeană, dar nu în ultimul rând, de procedura de finanțare cu fonduri europene a dezvoltării orașului. Și tinerii vor avea un loc important în lista și au un loc important în lista de consilieri, atât la municipiu cât și la județ. Încercăm, atât cât poate cineva, ca persoană, ca om, să dezvoltăm orașul pentru tineri, să dezvoltăm orașul pentru cei care vin după noi și să se spună despre Giurgiu că este un oraș primitor, un oraș dezvoltat, dar un oraș atractiv. Mă bucur foarte tare că sunt la Giurgiu alături de niște oameni cu care am făcut lucruri bune și când eram prim-ministru și când n-am mai fost prim-ministru în 2016, ultima zi de campanie electorală la locale, am petrecut-o aici, alături de domnul primar Barbu și nu mi-a părut rău nicio zi de acest lucru, pentru că eu cred că primarul a reușit să schimbe în ultimele două mandate fața unui municipiu cu mare potențial, dar a reușit să o schimbe în bine, să pornească proiecte pe care sunt convins că le va duce la bun sfârșit. Este actualul și viitorul primar al municipiului. Noru Stănișteanu a spus că Pro-România a depus candidaturi pentru 50 din cele 54 de localități ale județului Giurgiu.